Inorogul vă prezintă emisiunea Palatul cu Inorog. Bine ați venit în Palatul cu Inorog. Iată-ne din nou la Autor, Salon Internațional de Mistrie Contemporană, și de această dată vom vorbi cu Rada Ureche. Bună ziua! Bună ziua! Mai întâi, cum ați ajuns dumneavoastră să fiți artist bijutier contemporan, să spunem așa? Totul a pornit dintr-o pasiune și nu m-am gândit niciodată, la început cel puțin, nu am luat toată treaba asta cu bijuteria în serios. O făceam de dragul prietenilor, pentru vecini, pentru colegii de la facultate. Și, ei bine, într-o zi m-am trezit și mi-am zis că vreau mai mult de la mine, așa că am început să caut cursuri de bijuterie pe internet. Și asta era undeva la finele anului 2013, când am mers la asamblaj, la școala de bijuterie, unde am urmat primul modul. Și mi-a plăcut atât de mult încât ceea ce am făcut acolo, ceea ce am învățat, încât mi-am zis că eu vreau să fac din asta un mod de viață. Așa că am renunțat la jobul pe care l-aveam atunci și încet, încet am început să-mi utilez propriul atelier și undeva de la mijlocul anului 2014 mă ocup doar cu bijuteria. Am înțeles. Ceea ce aș vrea să vă întreb, văd la dumneavoastră o grămadă de lucruri mici, dar foarte, foarte migăloase. De fapt, care este secretul dumneavoastră și ce reprezintă operele dumneavoastră de artă? Pentru că sunt artă, efectiv. Da, încercăm să creăm o artă purtabilă, pentru că de multe ori arta nu se poate purta. Ele sunt, marea majoritate sunt obiecte unicat. Colecția cu care am aplicat la Autor se numește Sarea în bucate. Să vă arăt. Toate sunt din argint și sunt turnate acesta este turnat în sare de Himalaya, peste care am aplicat email. Ceea ce îmi place mie personal foarte mult la acest procedeu, pentru că noi turnăm și în apă, în fasole sau chiar în mătură. Ce îmi place la procedeul acesta este că piesele ies diferit. Și nu știi niciodată practic ce o să iasă în momentul în care torni, așa că avem o oarecare surpriză în momentul în care scoatem piesa din obiectul în care e turnat. Și absolut toate sunt unicat. Dar din acest povestea sau filozofia din spatele acestor bijuterii este că este povestea brandului nostru, Atelier Jamais niciodată. Mi-a spus că eu voi face întotdeauna doar ceea ce îmi place. Nu mai vreau să fac, eu am fost jurist de meserie, nu mi-a plăcut niciodată. Și atunci am spus că voi crea doar ceea ce îmi place, iar aceste bijuterii pe mine mă reprezintă, pentru că eu sunt o fire, nu se zice mai mai haotică. Și ele, prin faptul că nu știi ce iese în momentul în care le torni, îți oferă un oarecare gram de surpriză. Și la fel sunt și eu. Pot fi mereu surprinzătoare, trec ușor de la o stare la alta. Văd aici niște cercei. Da. Spuneți-ne despre aceștia câte ceva, spre exemplu. Mi-a plăcut foarte mult, mi-am dorit să îmbin forme, îmi plac și formele geometrice. Nu neapărat numai cele libere. Și atunci am ales să fac o pereche de cercei din lavă vulcanică, o lavă pătrată, pe care să-i îmbin cumva armonios cu forma perfectă a cercului. Cam asta ar fi povestea lor. Vă mulțumim foarte mult și mult succes în arta dumneavoastră. Mersi și eu. Aceasta a fost pentru Rada Palatul cu Inorog. Rămâneți pe aproape, ne revedem la o nouă emisiune data viitoare.